și bine v-am regăsit la un nou vlog. Mare minune, mare ce se întâmplă astăzi. Se deschide primul magazin Sinsay din Iași și mă refer la un magazin care se deschide chiar în orașul Iași, pentru că astă vară s-a mai deschis un magazin Sinsay într-o comună de pe lângă Iași. Nici până ziua de azi n-am ajuns acolo pentru că este mult prea departe de mine și mi-e peste mână să ajung la acel magazin, așa că n-am călcat pe acolo. Dar astăzi se deschide în Julius Mall, magazinul Sinsay, și nici Julius Mall nu este foarte aproape de mine, dar măcar am autobuz direct până acolo, așa că mi-e mai simplu să ajung. Și vreau să fac ceva extrem de curajos, și anume să mă duc astăzi în Sinsay, astăzi când se deschide. Probabil o să fie extra mega super aglomerat, nu știu ce e în capul meu, nu știu ce caut acolo, dar mă duc. Vedem dacă mă întorc așa cu codița între picioare, dacă o să văd că este foarte aglomerat, o să fac stânga împrejur și mă întorc acasă, dar cine știe, poate reușesc totuși să și intru în magazin, poate se și agață ceva de mână, vedem ce și cum și vă iau cu mine. Hai că am ajuns la Julius, n-am mai fost în zona asta, cred că de peste un an, ceva de genul ăsta, nu prea am treabă prin zonă. Și acum să vedem unde este Sinsay-ul. Dar cred că trebuie să urmăresc aglomerația. Unde este cel mai aglomerat, acolo e și Sinsay. M-am uitat pe site, pe site-ul mall-ului și am văzut că ar trebui să fie undeva pe la Demisol. Hai să vedem. Se vede, am supraviețuit deschiderii magazinului Sinsay, sunt bine, sunt acasă, au trecut vreo câteva ore bune de când m-am întors, dar am avut niște treburi de rezolvat la muncă, m-am ocupat de ele și acum vorbesc cu voi să vă pun la curent. Ok, am ajuns frumos, fain la magazin. Magazinul e destul de mărișor, aș spune. Era aglomerat, dar nu atât de aglomerat pe cât m-aș fi așteptat eu, adică aveam loc să mă mișc, să mă uit la produse pe aici, pe acolo. La coadă, de fapt la cabinele de probă, se stătea la coadă vreo 5 minute, 5-7 minute, să spun așa, și eu am stat de două ori pentru că nu m-a dus capul din prima să iau tot ce voiam și m-am întors, iar m-am dus înapoi la cabine, iar m-am dus în magazin să mai iau niște produse, în fine. A fost așa o chestie randala, că nu m-am organizat eu cum trebuie, dar n-am stat mult la coadă la cabinele de probă. În schimb, totul s-a terminat când am ajuns la coada pentru casă. Pentru că am stat pe ceas, am cronometrat treaba asta, am stat 48 de minute la coadă ca să ajung la casă să plătesc produsele. 48 de minute. Așa se întindea coada, așa venea, așa ca un șerpișor, se unduia prin magazin. Da, m-am așezat imaginându-mi că o să meargă mai repede, că se va mișca ceva mai repede și s-a mișcat așa la început, s-a mișcat și na, deja ajunsesem pe la jumătate, cam la un punct, trecusele deja, nu știu, vreo 20 de minute, dar am zis, am ajuns aici, hai, mergem la capăt, asta este.
ce să facem, nu mai avea rost să plec din coadă la momentul acela. Două persoane din fața mea renunțaseră, cam de pe la începutul cozii au renunțat, dar eu am fost acolo puternică și am stat până la final, da. Asta mi-a dat în cap, pentru că am ieșit cu o durere groaznică de cap din, la propriu, am ieșit cu o durere de cap din magazin, stând acolo 48 de minute în coadă. Am stat pe stories, pe Instagram, am uitat la toate story-urile, m-am uitat la tot ce se poate, m-am mai uitat la produsele care erau pe lângă mine pe măsură ce înaintam în coadă, mă uitam la prețuri, le analizam, dar vă dați seama că totuși aproape o oră am stat acolo. Și da, nici măcar n-am luat foarte multe lucruri. Și ce am observat este faptul că aveau foarte puține produse pe partea de îmbrăcăminte pentru femei. Aveau foarte multe produse pentru copii și bebeluși, din ce mi s-a părut mie. Destul de multe produse pentru bărbați. La capitolul de produse pentru casă erau destul de bine aprovizionați. Am destul de, de câte ori am zis. Ok. Cam din toate sinseiurile în care am fost, aici mi s-a părut că aveau cam cele mai multe produse pentru casă, dar n-am luat nimic pentru casă. Am luat? Nu, n-am luat. Aveau și produse pentru Crăciun, deja au adus. Dar în ce privește îmbrăcămintea pentru femei, mi s-a părut că nu prea aveai ce alege. M-am învârtit așa de vreo două ori pe lângă rafturile alea și cam aia a fost. Nu prea aveai ce alege. Acum nu știu dacă vor mai aduce în timp, dar na. Aveau accesorii, aveau lingerie intimă, pijamale și acolo mi se pare că erau ok, erau bine aprovizionați, dar hainele pentru femei nu prea. Așa mi s-a părut mie cel puțin, așa că n-am luat nimic pe partea de îmbrăcăminte. Dar am ieșit cu această pungă din magazin, după cele 48 de minute, da, să nu uităm acest lucru. Bine, să nu credeți că mă plâng neapărat, că mi-am făcut-o cu mâna mea, cum s-ar spune, că eu am ales să mă duc în Sinsei fix în ziua deschiderii și mă așteptam cumva la ceva de genul ăsta, nu chiar la atâtea minute de stat în coadă, dar mă așteptam să fie destul de grav, așa că sunt asumat. Gata, asta e, asta s-a întâmplat, dar aduceți-mi aminte că atunci când se mai deschid magazine, să nu mă duc din prima acolo, să mai aștept. Bun, și hai să vă arăt și ce am luat, nu? Dacă tot am adus și punga aici, cu ce să încep? Hai să încep cu trebușoarele astea. Am luat niște accesorii pentru că erau cu albastru. Da, asta este efectiv singurul motiv pentru care le-am luat. Albastru, da. Andreea plus albastru egal love, știți foarte bine. Și aveau foarte multe produse cu un albastru din ăla intens, așa foarte fain, și cu tematică din asta de constelații, steluțe, soare, lună, toate nebunile astea care mie îmi plac. Nu am luat nimic din gama aceea cu steluțe, pentru că aveau portfarduri foarte frumoase de altfel, dar am foarte multe portfarduri și nu mai trebuie încă unul. Ce mai aveau? O oglindă, dar era foarte mare oglinda, era cam atât, ceva de genul ăsta, și ei ziceau că este oglindă de travel. Nu știu în ce univers este aia oglindă de travel, doar dacă te muți cu toată casa undeva, că travel sigur nu este așa o oglindă. Am și filmat în magazin cât am putut, cât am reușit, nu știu ce cadre au ieșit pe acolo, probabil sunt tremurate, întunecate, o să văd eu ce las și ce nu. Nu prea am avut stare să tot scot camera să filmez și cam la fiecare raft erau câte una, două, trei persoane și mi-era greu să bag camera. Dă-te puțin la o parte că trebuie să filmez, nu puteam să fac asta. Dar câteva cadre de acolo tot am pus, n-am putut să și vorbesc pentru că, unu, și aglomerație, doi, muzică și nu... YouTube-ul nu iubește muzica pus așa pe clipuri. Mă refer la muzica pentru care nu ai drepturi de autor. Ok, hai să trecem la produse totuși. Și am luat un burețel de machiaj cu albastru, evident. Și a fost 10 lei. Au avut și ceva reducere. La al doilea produs aveai 50% reducere la cel mai ieftin produs, evident. Și la vreo câteva am prins și eu reducerea asta. Așa arată burețelul, are și ceva sclipici în el, așa că nu știu cum se va comporta atunci când îl folosești chiar cu sclipiciul ăsta.
deși nu cred că se va lua pe față sau ceva, dar da, nu știu, să vedem. V-am zis că a fost 10 lei. Am mai avut bureței de la Sensei și au fost ok, chiar s-au comportat ok. Am luat o lufă din asta, un burețel, nu știu cum să-i spun, pentru baie. Evident, pentru culoare l-am luat, arată așa și are și treaba asta, ca o lună aici, nu știu exact ce ar trebui să facă, dacă e doar de decor sau... E ca un burete, ca un burețel din ăsta de machiaj, așa arată, dar nu cred că pentru asta trebuie folosit. În fine, și treaba asta a fost 8 lei. Îmi place foarte mult. Bun, și am luat un recipient din acesta în care să-ți pui dischetele de machiante. Acum eu nu mai folosesc atât de multe dischete de machiante din acelea de unică folosință, să le spun, dar tot mai am vreo câteva pentru acele momente în care nu pot folosi dischetele reutilizabile. De exemplu, când îmi șterg oja de la unghiile, de la picioare, nu pot folosi dischetele reutilizabile, așa că folosesc tot dischete din astea de unică folosință. Și ce mai am? Am să le pun aici, în acest recipient. L-am luat, bineînțeles, pentru că este cu albastru. Nu prea îmi place țumburucul ăsta auriu. Știți că nu prea sunt cu auriul, dar, na, asta este, așa era modelul. Și aș vrea să și desfac acest plastic ca să-l văd exact cum arată. Dacă pot, dacă nu rup unghiile în timpul ăsta, cred că m-ar fi ajutat un cutter. Ce spuneți despre asta, nu? Să vă spun și prețul între timp. A fost 10 lei. Și aveau și un organizator, tot așa, din plastic, din acesta dur, albastru, organizator în care îți puteai pune rujuri, produse de machiaj, era destul de mărișor, așa, ăla era vreo 30 de lei. M-am dus după un cuțit până la urmă, că dacă mi s-a pus pata că vreau să desfac ambalajul, apoi am să desfac ambalajul. Așa. Mi-a plăcut foarte mult nuanța asta de albastru, de asta am și luat toate prostiile astea, că nu aveam nevoie de ele, dar am văzut albastru în fața ochilor, aia e. Ce poți să faci? Dacă vede Andrei albastru, cumpără orice. Așa. Arată chiar foarte bine. Așa arată. Este ca un cilindru și pe aici este un decupaj de unde poți scoate dischetele. Și ăsta este căpăcelul. A, era prins și asta cu niște scoci. Da, auriu ăsta, v-am zis, nu mă dă pe spate, dar e ok. Bun, am luat niște mănuși negre. Arată cam așa. Sunt dintr-o imitație de piele întoarsă. Și mi-a plăcut materialul ăsta, așa molcom, se simte fain la atingere. Și perechea asta a fost 26 de lei. Și arată cam așa pe mână. Arată destul de bine. Îmi place că păstrează mâna subțire, nu știu cum să-i zic. Adică sunt acele mănuși care sunt mai groase și când le pui pe mână zici că ai dita mai mâna. Și îți fac degetele așa foarte groase. Nu știu, nu îmi place stilul acela de mânușă. Dar acesta este ok. Hello! Bun, le dăm și pe astea la o parte. Hai că nu mai am multe, chiar deloc. Am luat niște chiloți, pe ăștia nu o să vi arăt în detaliu, așa arată, și două perechi au fost 30 de lei. Și mai aveam o singură prostioară din asta, după care trecem la ultimele două articole. Am luat o clamă din aceasta de păr, aveau și pe auriu, da, eu am luat-o pe argintiu, deși cred că ar fi mers mai bine auriul cu nuanța mea de păr, cu roșcatul, decât argintiul, parcă nu merge la fel de bine, dar, na, știți că eu sunt mai mult cu argintiul și îmi place că pare că este metalică. Nu știu ce să zic, dar pare că e din metal, nu din plastic, ceea ce ar fi ok, pentru că teoretic ar trebui să ține mai mult. Și clama asta a fost 8 lei și ultimele două produse mi-am luat un halat care arată cam așa, nu știu cât de bine o să-l vedeți voi. Este un halat simplu în culoarea untului, aș spune. Are și un cordon pe care am să-l găsesc acum, așa, cu buzunare și eu l-am luat în ideea în care vreau să-l folosesc ca halat de baie.
Nu știu dacă este neapărat halat de baie, pentru că nu este din acel material tip prosop, dar pare un material absorbant. Așa îl simt eu la atingere, pare că absorbe apa și da, așa vreau să-l folosesc ca halat de baie atunci când ies de la duș din baie și o să văd eu dacă mă ajută să mă usuc sau nu. A fost destul de scumpuț, 70 de lei pentru acest hălățel. Vine cam pe la jumătatea coapselor, ceva de genul ăsta, cel puțin pentru mine și eu am 1,62, 1,63 înălțime. Deci pe o persoană mai înaltă, nu știu cam cum vine, cred că vine foarte scurt. Așa, și mânecile nu sunt lungi, cred că se vede, tot așa vin cam până pe aici, cam așa. Hai să-l pun pe mine, măcar mânecile să le vedeți. Așa, și da, sper să funcționeze în scopul pentru care l-am luat. Ce am făcut aici? Nu mai știu să mă îmbrac. Așa, bun. Și vedeți? Nu vedeți. Așa mai bine. Cam așa vine mâneca. Dar nu mă interesează neapărat cum arată pe mine, că o să-l folosesc strict când ies din baie și atât, nu... O să-l folosesc la altceva și cam așa se leagă cu cordonul. Hai că până la urmă m-am ridicat de tot. Vedeți, e destul de scurt și nu știu de ce în spate e și mai scurt decât în față. În spate vine cam până sub fund. Da, deci, nu știu, pe o persoană mai înaltă nu știu cum ar arăta. E subțirel, deci nu este un halat care să-ți țină de cald. E strict ori ca să te usuci în el, ori ca să te acopere, efectiv. Dacă ești îmbrăcată mai sumar și trebuie să răspunzi la ușă că a venit băiatul cu pizza, te îmbraci în acest halat și ai. Bun, acesta este halatul pe unde te mai pune și pe tine. Stai acolo. Și mai am o pereche de botine, adică acestea. Așa arată. Eu am văzut de mult timp aceste botine pe Sinsay, le-am văzut pe site, dar nu știu de ce nu m-am îndurat să le cumpăr. Dar uite că acum am putut să le și probez și le-am luat. Sinceră să fiu, calapodul nu este cel mai bun, nu stă cel mai confortabil piciorul în gheata asta, în botina asta, dar chiar și așa le-am luat pentru că mi-a plăcut culoarea, acest vișiniu foarte, foarte frumos pentru toamnă. O să meargă perfect. Și modelul mi-a plăcut, cu acest toc gros, care teoretic ar trebui să fie destul de confortabil, fiind atât de gros și nici nu e foarte înalt. Este zimțată talpa, foarte mult mi-au plăcut, cu șireturi se încheie și au fost 80 de lei. Nu au blăniță sau ceva pe interior, nu sunt pe iarnă, cu siguranță. Cam așa arată, ia să dau la o parte treaba asta. Da, astea sunt, dar dacă nu aveau culoarea asta, nici nu le luam. Că aveau și pe negru, dar pe negru erau meh, nu aveau nimic special. Da, acum sper să-mi fie ok, pentru că pe mine mă bat încălțările de obicei. Și astea, cum nu au nici cel mai bun calapod, o să văd exact cum o să merg cu ele și cât de tare o să mă bată și pe unde, pentru că de obicei pe mine mă bat încălțările peste tot pe unde se poate, adică nu doar la spate, la călcâi, și la degete, și pe părți. E o întreagă nebunie acolo. Da, mi-au plăcut. Vedem mai încolo ce și cum care o să fie treaba cu el. Și asta este. Asta e tot ce am luat de la Sinsay. Pentru asta am stat... mă scuzați, m-am necat puțin. Pentru asta am stat 48 de minute la coadă. Da, știu, sunt nebună. Dar... cred că știați deja asta despre mine, dacă mă urmăriți de ceva timp. Și vreau să vă mai arăt niște treburi care n-au legătură cu Sinsay, n-au legătură cu ziua de azi. Au fost luate acum câteva zile și este vorba despre niște ciorapi pe care i-am găsit în Kick. Niște ciorapi de iarnă, colorați. Este primul loc în care văd ciorapi din ăștia colorați. Aveau pe galben, pe tot așa un vișiniu de genul acesta, pe mov, pe verde, pe blămarin, pe negru, evident, pe gri, multe culori și sunt groși și partea cea mai bună este 15 lei o pereche de ciorapi. Și am luat două perechi, acestea două, cam așa arată,
am luat pe blămarin și pe gri. Aș fi vrut să iau și pe vișiniu, dar nu știu exact dacă am la ce să-i asortez, dacă am la ce să-i port. Așa că i-am lăsat acolo. Galbenul mi-a plăcut foarte, foarte mult. Știți că mie îmi place galbenul. Și era un galben din acela muștar perfect, perfect pentru toamnă, dar la fel nu prea am la ce să-i port. Așa că am mers pe culori mai clasice. Negri am astfel de ciorapi, așa că nu mai trebuiau. Dar am luat pe gri și blămarin și, ca să vedeți că nu vă mint, vedeți prețul 15 lei. Unde se vede mai bine? Aici. 15 lei fiecare pereche, ceea ce este super, super pont, pentru că am văzut în Pepco astfel de ciorapi, erau doar pe negru și în Pepco erau vreo 20 și ceva de lei. Deci 15 lei, acum nu știu cât o să țină. De 15 lei nu știu sincer cât o să țină. O să vedem, încă nu i-am purtat, vedeți că sunt în ambalaj, am vrut să-i păstrez așa ca să vi arăt pe cameră. Sunt 70 den. Am luat la ăștia mărimea M, pentru că mai aveau doar L, care cred că erau mult prea mari, și XS, care cred că erau mult prea mici, pentru că eu sunt destul de cupănoasă, așa că am mers pe M ca să fiu sigură, nici măcar nu am probat, nu știu ce și cum, și aici am luat SM, așa, era mărimea la ăștelalți, și partea cea mai bună este că, cum vă arăt eu, așa, sunt flaușați pe interior, sper că se vede, sunt flaușați așa, pufoși pe interior, ceea ce înseamnă că o să țină de cald. De-abia aștept să-i port cu rochițe și sper să țină din nou. Pentru prețul ăsta chiar sper să țin. Nu am mari așteptări, sincer, dar dacă vă interesează astfel de ciorapi colorați, că negri se găsesc cam peste tot. Dar dacă vreți astfel de ciorapi colorați, duceți-vă în Kick, acolo aveți de unde alege orice culoare vă place. Bun, și vreau să vă mai arăt ceva, dar n-am adus lângă mine, pentru că el a uscat ce vreau să vă arăt. Am spălat azi, este vorba de o pijama. Am spălat-o și încă este la uscat, dar o aduc ca să o vedeți. Ca să vă dați seama că sunt cu capul efectiv, mi-am luat o pijama cu Harry Potter în condițiile în care eu nu sunt fan Harry Potter. Nu am nicio treabă cu Harry Potter. Am văzut, cred că, un singur film sau poate două, undeva pe acolo. De mult, de mult eram prin liceu, nu știu, când au apărut, cred, undeva în perioada aia. Și nu m-au prins, efectiv, nu m-au prins. Cărțile nu le-am citit, nici n-am încercat să le citesc. Deci, în concluzie, nu sunt fan Harry Potter. Nu am nicio legătură cu acest film, cu acest personaj, cu aceste cărți, cu tot ce ține de lumea Harry Potter. Știu că e mare nebunie, dacă sunteți fan Harry Potter, nu aruncați cu roșii în mine, asta este, avem gusturi diferite. Dar mi-am luat o pijama cu Harry Potter din Pepco, pentru că a apărut nu știu ce colecție cu Harry Potter, era nebunie, acolo, nebunie, multe, multe produse cu Harry Potter. Și am luat pijamaua doar și doar pentru faptul că are steluțe pe ea. Nu mai zic nimic, nu mai zic nimic. A, și am luat-o și de la copii. Pentru că la femei costa 55 de lei și la copii, la fete, era 43 de lei. Și am luat cea mai mare mărime de la copii, 158-164, presupun că ăștia sunt centimetri, și cred că mi-este ok, n-am probat-o încă, pentru că de-abia am spălat-o azi, după cum v-am spus. Da, mi-am luat pijama cu Harry Potter de la copii, nefiind fan Harry Potter, nefiind copil, să vă și arăt, nu, dacă tot vorbesc despre ea. Aceasta este. Asta este bluza, este cu alb și cu însemnele astea blămarin. Vedeți că are steluțe și mai are niște treburi din Harry Potter, evident, pe care eu nu le cunosc. Cred că sunt niște, nu știu ce sunt, însemne ale caselor din Harry Potter sau ceva de genul ăsta. Vorbesc și eu din auzite, deci nu știu. Și bineînțeles că scrie Harry Potter aici, adică, da. Asta este, ei Harry Potter, dar steluțe, da? Se văd steluțele, da? Multe, multe steluțe, constelații, treburi, nebunii. Ce legătură au steluțele cu Harry Potter? Nu știu, dar poate îmi spuneți voi în comentarii dacă sunteți fani Harry Potter. O fi o legătură acolo, nu? Dacă apar pe produsele Harry Potter. Așadar, aceasta este bluza, dar după cum arată, chiar dacă este de la copii, sigur o să-mi fie bună. Și pantalonii sunt cu blămarin și cu aceste însemne pe alb.
aceștia sunt, la fel, steluțe, da, steluțe, trecând de celelalte însemne, steluțe, steluțe, multe steluțe. Și mi-a plăcut foarte mult, eu nici măcar nu văzusem treaba asta, pentru că era împachetată pijamaua și n-am putut să o desfac, evident, să văd ce și cum. Îmi place că jos, la bata pantalonilor, sunt așa strâmți. Nu-mi plac pantalonii aceia de pijama care sunt drepți sau largi, nu știu, parcă mi se urcă așa pe picior noaptea când dorm și mă învâr prin pat. Așa că prefer pantalonii aceștia care sunt strâmți și stau bine pe picior. Și da, ăștia sunt. Și la fel, la cum îi văd, cred că o să-mi fie bun. Oricum, sunt pe elastic și se mai lărgesc și sunt pufoși. Sunt într-un material așa plușat, la fel și bluza. Și așa erau și pijamalele pentru femei și pentru bărbați, cred că mai aveau, sau pentru femei și pentru băieți. Nu știu exact, oricum, toate pijamalele erau așa pufoase, ceea ce e foarte cheia acum, toamna, iarna. Dacă țineți minte clipul pe care l-am făcut cu kitul de toamnă, v-am prezentat acolo o pijama pufoasă și uite că mai am una cu Harry Potter. Ce nebunie, ce treabă foarte interesantă am făcut. Aș vrea să închei acest vlog aici, pentru că ține de Sinsei, cumva e cu deschiderea Sinseiului și așa mai departe. Și oricum urmează weekendul, azi este vineri, urmează weekendul, nu se va mai întâmpla nimic. Pentru că avem un plan să facem binging la The House of the Dragon, nu știu dacă este titlul corect, știți voi, acea continuare după Game of Thrones, sau de fapt cred că evenimentele se întâmplă înainte de cele din Game of Thrones. Știți despre ce vorbesc, că a fost mare nebunie cu acest serial. Am așteptat să apară toate episoadele ca să putem să ne uităm la ele așa unul după celălalt. Și ăsta este planul pe weekendul acesta, așadar nu se va întâmpla nimic ieșit din comun. Pur și simplu vom sta pe canapea cu un pufos lângă noi, uitându-ne la House of the Dragon și mâncând prostii, foarte multe prostii. Ne-am făcut și stoc de crănțenele și chipsuri și napolitane și toate nebuniile de pe lume. Bun! Vă mulțumesc pentru vizionare, să-mi spuneți ce părere aveți despre prostiile luate din Sinsei și despre faptul că mi-am luat o pijama cu Harry Potter, deși nu-mi place Harry Potter, și, da, în general, ce părere aveți despre acest vlog și despre cum am înfruntat mulțimea ca să mă duc la deschiderea Sinsei. Da, ce să mai zic? Nebunia e la ea acasă. Bun, mulțumesc pentru vizionare și ne auzim la vlogurile viitoare, care probabil vor fi mai lungi, așa că dacă vă plac clipurile mai lungi, așteptați, așteptați puțin. V-am pupat! Pa!